Băiețescu să vorbească amândouă și Doamna Elena și Doamna Eliana. Ordinea în care îți va fi stabilit dumneavoastră. Și mama ne-a crescut pe noi
toate câtnințele de la urmă. Apropo de câtnințe, eu am fost, să zic așa, primită la credință. Știam, aveam părățul de la mama tata. Și într-o seară, într-o sâmbătă seară, la mama tata, cămin, capitolul chinoa, era o femeie de serviciu. Și am stat în început o convorbire cu lumea. Și chiar fi spus că, uite, eu cred că nu este tata, n-are tata. O chema Margareta, nu înțeleg de ce a reținut. Cert este că în dimineață când am venit, a deschis ușa și au toți copii, așa, și zice, tu aia care n-ai tata. M-am simțit de curăzător, adică mi se pare că nu trebuia să știe copii, că nu am tată, nu știu. Am vorbit, deci nu am vorbit cu cărătură, ce am zis, cărătură, care mi-a dat. M-am simțit îngrozitor și ca dovadă că am reținut până acum, știu de ce. Acest lucru. Ce să spun, după aceea, tatăl a ghidat. Eu nu cum am avut de vorbit. N-am știut ce s-a întâmplat în închisoare. Erau niște emisiuni la Europa Liberă pe care le asculta în regulare dimineața. Aveam școală în cel de fapt, era după amiază și dimineața ascultam în regulare aceste emisiuni. Era ceva în legătură cu ceea ce trebuie să știm noi tineri, ca să nu se mai producă ceea ce s-a produs în perioada stalinistă. Și acolo am avut, să fie primul contact cu ce s-a întâmplat. Grozăvire pe care îmi mărturisesc acum martirii noștri. Știu că m-a impresionat foarte mult, m-a impresionat. Dar tata nu ne vorbea, nu ne vorbea niciodată, tocmai ca să nu fim expuși, să fim protejați de către securitate. Pentru că securitatea ne-a urmărit mai tot timpul. Și știam, aveam și niște vecini în bloc, niște vecini în fața blocului, în blocul de vis-a-vis, știam că ne urmăresc. Știe că ne întâlnim mai multe cu episodul acela cu securitatea, când era închetat lună de lună, era chemat să-l întrebi cu cine ai vorbit, cu cine ai te întâlnit. Într-un final, chiar cred că prin aprilie, martie, aprilie, 89, tata n-a mai suportat și i-a spus ce dacă mă chemați, eu mă simt ce. Nu știu, deci și-au dat și seama că totuși am întins coarda prea tare. Dacă o persoană ca tata, că veneau și lăsa pieții, deci știau niște oameni, deci știau cât este de credincios și... Deci un asemenea om, dacă că spunea că se succede, e clar că ei au întâlnit spunea prea tare. Nu cred că s-a întâlnit cel mai iart, clar. Dar ne-au lăsat în pace de atunci.